Este la DSU, e acea instituție mamut care cuprinde și ISU și care este coordonată de Raed Arafat. Raed Arafat, bineînțeles, a făcut raportul, a anunțat principalele obiective și probleme pe care le-a întâmpinat la instituțiile din subordinea sa, dar în general totul ok, totul cumva așa roz, ne-am luptat cu pandemia, dar am învins. Raportul vine în lumina evenimentelor extrem de controversate, unul dintre ele fiind modul în care s-a intervenit la incendiul din Constanța de marți. O femeie care încerca să se salveze de flăcări a căzut de la etajul 6, pompierii nu au putut să o salveze, aceștia nu aveau o saltea și nici măcar o scară cu care să ajungă la femeie. În continuare se prezintă realizările din 2020 ale DSU, așa cum vă spuneam, a vorbit Raed Arafat, în urmă cu puțin timp a reușit să termine domnul Arafat, dar a început domnul ministru de interne. Să vedem, poate spun ceva și despre Constanța, pentru că până acum înțeleg că nu s-a pomenit acest subiect. Ne spune mai multe despre raportul triumfalist al DSU colega mea Gabriela Del Pupo. Te ascultăm, Gabriela. Bun găsit, într-adevăr, s-au prezentat achizițiile, numărul de intervenții peste 1200 pe zi, de asemenea suplimentarea parcului auto, dar niciun cuvânt despre situațiile dificile întâmpinate în misiunile de salvare sau de lipsa de dotări. Știm foarte bine că sunt deschise în acest moment 4 anchete doar pe acest caz de la Constanța, iar ministrul afacerilor interne a declarat public că va cere explicații pentru faptul că sunt doar 4 saltele pneumatice și intenționează ca în perioada următoare să achiziționeze astfel de saltele la prețul de 40.000 de euro, bineînțeles investiție care se va face din fonduri europene. Deocamdată acest raport a prezentat și cum a fost adaptată activitatea departamentului pentru situații de urgență în timpul pandemiei. S-a punctat faptul că a contribuit acest departament la modificarea legislației în stare de urgență prin ordonanța 68, dar și la alte modificări și acte normative în acest an pandemic. S-a menționat faptul că au fost antrenamente mai puține și că au fost mai dificil de efectuat aceste, tocmai din cauza pandemiei, și trebuie să spunem că deja au apărut informații în spațiul public de la angajați care sub protecția anonimatului au povestit despre ISU Dobrogea că nu mai păstra cu regularitate antrenamentele, iar parte din personal nu era instruită pentru astfel de situații. Vom vedea exact ce va releva și ancheta și, cel mai important, vom vedea dacă astăzi va fi momentul în care ministrul afacerilor interne se va ține de cuvânt și îl va întreba pe Raed Arafat de ce în țara noastră existau doar 4 astfel de saltele pneumatice sau de ce o scară a unei auto speciale care se afla doar la câteva sute de metri de locul producerii incendiului era defectă de 2 ani de zile și nu încercase nimeni să o repare. Mulțumesc foarte mult, Gabriela Del Pupo. Să ne ții la curent în cazul în care se întâmplă asta, în cazul în care se vorbește ceva despre Constanța sau în cazul în care, să zicem, este tras la răspundere de către ministrul de interne, care e prezent și el la evenimentul festiv, este tras la răspundere Raed Arafat. Dar mă gândesc că e păcat la un moment așa de frumos să-l strici. Alături de noi, în legătură directă prin Skype, doamnele Ana Cătăuță, deputată PSD, și Ioana Constantin, secretar general al PMP, și de asemenea alături de mine în platou jurnalistul Cătălin Antohe de la cetățeanul.net. Îi mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și lui. Și înainte de a discuta despre situația concretă de la ISU și despre problemele pe care le au, cele de care domnul Raed Arafat nu a pomenit, vorbim noi despre tragedia de la Constanța, care amintește în mod dureros de un caz din 2015 din capitală. O femeie a murit după ce echipele de intervenție au eșuat în operațiunea de salvare, deși aceasta a durat 10 de ore. Salvarea i-ar fi adus, ar fi fost aducerea unei saltele gonflabile la baza blocului. În acel moment s-a aflat că în București, în 2015,
exista o astfel de saltea. Așa că a fost adusă de la Pitești o saltea veche de 34 de ani, care nu a fost nici ea folosită. Negociatorii au explicat și de ce umflarea ei ar fi putut fi interpretată negativ de femeie. Oricum, femeia săraca a murit. Raed Arafat anunța atunci că, după ce raportul se va încheia, Ministerul de Interne va lua decizia comandării unei astfel de perne. Și atunci s-a făcut anchetă, și atunci s-a vorbit despre probleme, dar degeaba, nici în acest moment în București nu există o astfel de saltea. Actualul ministru de interne a precizat ieri că doar 4 astfel de saltele există în țară și că ele ar trebui cumpărate cu fonduri europene, ceea ce ar duce la o perioadă și mai lungă de așteptare. Ce înseamnă practic această achiziție cu fonduri europene? De ce? De ce să faci o achiziție cu fonduri europene? Poate e ceva ce nouă ne scapă. Aceste saltele trebuiau cumpărate de mult. Noi, practic, le mai amânăm încă puțin, așa, dacă se poate, ca să le luăm pe fonduri europene. E de noaptea minții. Sau poate nu înțeleg eu asta. Ioana Constantin. Da, e absurd. Eu înțeleg că s-ar putea să existe niște linii de finanțare care să vină pentru situații de urgență, mai cu seamă că suntem în pandemie și probabil că există, din câte cunosc eu, există multe linii între acestea de fonduri europene pentru tot ce înseamnă zona de sănătate și zona aceasta de urgențe. Însă, eu cred că aceste saltele trebuiau cumpărate de mult. Vă dați seama, noi discutăm despre saltele lipsă la astfel de tragedii. Scară nu merge echipa de pompieri cu scara, dar am citit totuși că în Constanța s-au deplasat la un alt incendiu care era la parter cu scară, deși la cel de la etajul 6 nu au mers cu scară. Deci sunt niște chestiuni care țin, din păcate, de zona de investiții, de zona de management. Eu cu regret mă uit la ce au făcut astăzi, acest moment plin de festivism, de prezentarea unui raport pe hârtie, oricând, oricine poate să stea foarte bine. În realitate, în schimb, nu suntem pregătiți pentru a gestiona tragedia. Asta s-a văzut la evenimente mai mici, nu doar la colectiv sau la alte tragedii dintre acestea majore care au cutremurat întreaga societate. Eu cred că trebuie găsite soluțiile la nivelul bugetului pentru a asigura minimul necesar pentru fiecare județ în parte. Este absurd să spui că în București, în 6 ani de zile, în continuare, nu am reușit să cumpărăm o saltea. Este absolut jenant. Eu nici n-aș putea să spun public asta dacă aș fi în locul lor. Deci este absolut jenant. Ține foarte mult de investiții. E ceva totuși de remarcat, să știți, la Constanța, în afară de faptul că s-au deplasat fără scară, fără saltea, fără nimic. Gândiți-vă că femeia aceea s-a întors în foc să ia un laptop. Era contabilă, înțeleg, da? Tocmai pentru că statul ăsta e atât de absurd în toate, încât nu se uită pe evidențe electronice, ci le dorește în format fizic, le dorește în formatul bazelor de date. Și atunci femeia aceasta a avut o responsabilitate majoră pe umeri și a ales să se întoarcă în foc. Asta vorbește foarte mult despre noi ca stat. Pe de o parte nu investim, pe de altă parte strangulăm cu totul mediul privat. Da, iată, schimbarea în 2021 nu s-a dus după dosarul cu șina, asta putem să spunem. Da, evident, cu cinism putem spune acest lucru. Dar e o curiozitate, doamna Cătăuță. Acum, ca jurnalist, eu am prins nenumărate prezentări din astea triumfaliste. Cele mai triumfaliste erau ale DNA-ului pe vremuri, fără să se pomenească nimic de vreo achitare, de vreo portocală. Într-adevăr, erau foarte multe realizări, dar festivismul amintea de perioada dinainte de 1989, de care noi tot încercăm să uităm. Cine are ideea prezentării acestor rapoarte de activitate cu public, cu presă și cu mare fast? De unde e moda asta? Să știți că eu cred că e o chestiune care ține de fiecare instituție, modul în care alege să prezinte un raport de activitate. Știți ce mă deranjează cel mai mult? Lipsa de empatie. Pentru că, într-adevăr, colega mea are dreptate. Sunt foarte multe lucruri care nu funcționează și se pare că nu reușim să învățăm din greșelile trecutului. Dar mai mult decât atât, la câteva zile după o tragedie, în care e clar că ISU nu a acționat cum trebuia, din diverse motive, că au avut bani, că nu au avut bani, deși haideți să fim serioși, bani pentru saltele s-ar fi găsit. Ei totuși aleg să facă o chestie triumfalistă și să se laude cu realizările lor în condițiile în care o familie și un oraș întreg sunt înmărmuriți după o tragedie. Iar lipsa asta de empatie, eu una m-am săturat să-l văd pe domnul Arafat, este la televizor și ne ceartă că nu purtăm mască, că nu ne comportăm. Ce să facem acum? Să-l certăm pe dânsul? Nu, noi nu putem să-l certăm pe dânsul. Autoritățile superiori pot să-l certe pe dânsul, dar pare mai degrabă invers.
Și cred că ar mai trebui să ne uităm puțin cu o mai mare atenție la zonele astea în care anumite persoane par să fi pus monopol. Sunt ferm convinsă că sunt oameni foarte bine pregătiți în sistem și nu trebuie să avem un singur șef pe decursul a 10 de ani. Îmi cer scuze, a ieșit în regulă Arafat la declarații. Poate zice ceva de Constanța, totuși. Ieri am vorbit cu ei. Au 2 sau 3, am înțeles, în toată țara, dar nu le mai folosesc, tot din cauza unor accidentări care au survenit în timpul utilizării lor. Marea Britanie, Irlanda nu le au în dotare. Finlanda are în dotare. Merg cu autoscara, adică perna este cu autoscara. Se folosește numai dacă autoscara nu poate fi calată și ridicată și în unele condiții restrictive. Așteptăm mai multe informații. Am numit un grup de lucru, după ce am discutat și cu domnul ministru Bode, care va analiza toate aspectele astea operaționale și va veni cu propuneri în curs de maxim 3-4 săptămâni. Grupul de lucru e format din personal de la DSU, de la IGSU și de la câteva inspectorate, unele care au perne și unele care nu au perne. Și să vină să spună punctele lor de vedere și să vină cu o strategie pe linia asta, dacă trebuie să dezvoltăm ceva, cum, până la ce limită și care limită va avea. Câte avem? Câte sunt la nivel național? Câte sunt unde? Funcționale? Să le luăm așa. Dacă luăm situația de acum 3 ani, eram cu 4 județe fără nicio autoscară, eram cu vreo 12-14 autoscări cumpărate după anul 2010 și restul erau autoscări care erau din anii 80 și 70. După ce s-au alocat fondurile prin programul POIM, de la fondurile europene, după ce ne-a alocat guvernul în 2017 cele 600 și ceva de milioane de euro, unul din programe era dotarea cu autoscări. Din 2017 până acum au intrat în dotarea inspectoratelor peste 80 de autoscări noi. Nu sunt județe acum fără autoscări, sunt localități fără autoscări care mai dețin autoscările vechi funcționale. Mai vin încă 18 platforme de salvare de la înălțime care sunt deja în curs de achiziție la IGSU, e finalizată din ce știu licitația. E un acord cadru mai mare, acum sunt fonduri pentru 18, deci o să putem vorbi în următoarea perioadă de peste 140, 135, 140 de autoscări, autoplatforme de salvare luate după anul 2010. Autoscara care era defectă la Constanța și care era în apropierea locului incendiului și care nu s-a solicitat fonduri pentru repararea ei și o să explice IGSU-ul, cum am zis mai târziu astăzi, face parte din cele achiziționate de Constanța printr-un program transfrontalier româno-bulgar, din ce am înțeles. Deci autoscara e achiziționată prin anii 2010-2012 pe acolo. Celelalte 3 autoscări primite de Constanță sunt autoscări cumpărate de IGSU recent prin fondurile europene. Costă mult o astfel de auto specială? Da, câteva sute. Adică pot o platformă, o autoplatformă care e diferită ca și design și ca și utilitate. O autoplatformă ajunge la aproape 800-900 de mii de euro o mașină și o autoscară între 400-600 de mii de euro, depinde de capabilitățile ei. Domnule Arafat, a greșit atunci când a intervenit? Eu vreau să vă întreb. Încă o dată v-am zis, acest lucru urmează să vă spună IGSU-ul când iese cu concluziile. Nu vorbesc eu, nu vorbesc eu despre ce au găsit acolo, când încă eu nu știu ce au găsit complet ca raport. Au fost minutele și orele din comunicare. Am înțeles, am înțeles. Aici, dacă noi considerăm că totul a fost perfect, nu era trimisă de către IGSU o echipă de ancheta sau de investigație care să verifice. Faptul că s-a trimis acolo o echipă înseamnă că ne-am sesizat că ceva n-a mers corect. Unul dintre aceste lucruri care a fost investigat de echipa respectivă este raportarea greșită către noi. Ni s-a dat o oră care noi am comunicat-o, că ulterior să găsim că nu asta a fost ora. Deci, asta să vă spun. Deci, lămuririle vin. Asta nu știu, asta o să vă vină IGSU-ul cu concluziile lor preliminare. Dar din experiență, pur și simplu, nu au nici o reacție, deci, în momentul în care acea femeie cade. Deci, am o rugăminte. Nu comentez imaginile care sunt, poate unele și sunt în afara contextului și asta. Colegii care au făcut
acolo analiză, vor veni cu rezultate. Astăzi o să avem un raport. Astăzi veți avea un comunicat din partea IGS-ului și cu măsurile luate și cu toate aspectele. Ok, domnul doctor, încă ceva. Și apropo de asta, da. Domnul Iamandi, generalul Iamandi, a spus că a crescut anul trecut timpul de reacție cu un minut. Într-adevăr și distanța parcursă. Din ce motiv? Care este explicația? Pentru că în unele situații ai urgențele de unde vin, cazurile de unde vin, am trebuit în unele zone să închidem stații de pompieri. De exemplu, în București avem o stație închisă, știți foarte bine, care trebuie reabilitat toate clădirea și există fonduri prin Banca Mondială. Suntem în curs de a reabilita clădirea respectivă. Mutând echipajele la alte stații, stația respectivă care deservea o zonă, acum mașina vine de mai departe. Intrând unele clădiri în țară, sunt peste 30 de clădiri care urmează să intre sau intră în reparații prin fondurile obținute prin împrumut de la Banca Mondială sau altele care intră prin fonduri europene. Asta toate sunt motive pentru care mutarea echipajelor temporară poate să crească. Sunt situații în care, de exemplu, să luăm la ambulanță. Am avut situații în care în unele localități, ambulanța stând într-o încăpere la spitalul localității, mai ales la localitățile mici, care au început să dea afară ambulanță. Trebuie relocată. Relocarea ei, dacă nu avem spațiu, atunci automat trebuie să ducem mai departe de unde a fost ambulanță. Și așa mai departe. Deci astea sunt situații care noi le adresăm în strategia noastră de viitor. La proiectele PNRR avem o propunere de construcție de la zero a unui număr semnificativ de stații de pompieri în zonele rurale și în zonele urbane care nu sunt stații suficiente, astfel încât să acoperim toate aceste zone în următorii 3-4 ani. Domnule Rafa, din experiența ca anul acesta, ca anul viitor să nu avem o creștere, credeți că se vor rezolva problemele acestea de spații anul acesta? Spațiile niciodată nu se rezolvă într-o lună, două, trei, spațiile necesită timp. Și aici, clar, avem mai multe. Avem clădirea IGS-ului care este într-un sediu, adică sediul IGS-ului care este într-un sediu cu risc seismic serios. Asta se va rezolva, sperăm, anul ăsta, împreună și cu alte structuri. Avem alte clădiri, cum am zis, care trebuie să intre în reparații. O clădire nu pot să vă promit că anul ăsta se rezolvă. Deci, da, va dura un an, doi, trei și construcțiile noi vor dura, dar asta este scopul, deci este luat în considerare să rezolvăm această problemă. Sunt identificate fonduri ca să facem să soluționăm problema, dar realizarea durează timp și o construcție nu pot să o faci peste noapte. În perioada de pandemie, acum s-au făcut construcții. La rând, vă rog. La rând. Experiența dumneavoastră, domnule Arafat, raportarea greșită a fost intenționată? Deci, din ce am înțeles, există semne că cineva care a raportat greșit, cel puțin nu din partea purtătorului de cuvânt, dar cineva a raportat o oră greșită a plecării mașinii. Nu știu, nu pot să vă spun că așa este până nu ies colegii de la IGSU. Din cauza asta vă cer răbdare, vor ieși astăzi, asta vă spun sigur, și vor spune exact ce au găsit. Care sunt criteriile de alocare a unei autoscări? În funcție de ce este alocată o autoscară? În funcție de înălțimea clădirilor? Pentru că nu, în funcție de incident și în funcție de clădiri înalte, de exemplu. O autoscară pleacă în mod normal, autoscară trebuie trimisă la un incendiu, la un apartament care este de la etajul 3 în sus, obligatoriu trebuie să fie. Trebuie să o relochez să stea într-un punct anume. În baza respectivă. În baza respectivă o relochez și încă o dată, dacă vedeți Constanța, localitatea respectivă, baza respectivă, avea autoscară, dar nu era reparată. Asta e una din problemele majore care noi l-am ridicat. Deci acolo era alocată o autoscară. Și era cealaltă autoscară la altă subunitate, tot din municipiul Constanța, adică la 8 km. Deci municipiul Constanța avea două autoscări alocate. Acum autoscara care era la Palas, era de un an de zile. Dacă este defectă de un an de zile, de aici o să rezulte concluziile IGS-ului, care a avut fonduri, atenție, deci nimeni nu poate ridica problema lipsei de fonduri. Fonduri au fost, în ultima lună al anului IGS-ul a avut o sumă suplimentară dată de peste aproape de 2 milioane de lei pentru reparații, dar era datoria celor de la Constanța să facă raportul să ceară banii. Dacă n-au cerut banii de la IGSU și n-au cerut să repare, atunci vor răspunde de acest lucru. Dar nici mort cât erau la loc la fața locului. Deci, la cazurile astea se trimite în fază, în prima fază, un echipaj de paramedici. Nu blocăm întotdeauna mașinile de
medici decât dacă știm că sunt victime. Acolo nu a fost anunțat că fiind cu victime sau nu știu anunțul, încă nu l-am ascultat, nu știu dacă l-au ascultat colegii de la IGSU cum a venit. Deci mașina de prim ajutor acordă prima fază, primul ajutor, dacă se întâmplă ceva, mașina de terapie intensivă se trimite după ei. La nivel în de... prima fază nu se trimite medic, la orice caz nu se trimite medic, dar la Balș au fost medici, zeci. Medici asistenți plus paramedici. La un caz de acest gen, nu se trimite medic din stat, se trimite mașina de prim răspuns, de prim ajutor. Dacă se știe că sunt victime, atunci se trimite și mașina de medic. La nivel de instrucție, în timpul pandemiei, situația de la Botoșan, un părinte se plânge, situația de la Botoșan nu cunoașteți, părinte se plânge că ambulanța care a ajuns pentru a-i salva copilul nu avea medic. Deci această temă noi am reluat-o de mai multe ori. Nici o țară nu are în fiecare ambulanță medic. La acest moment, resursele noastre cu medici sunt la nivelul Smurdului și nu în toate județele, și la nivelul serviciului de ambulanță, unde în unele județe nu mai sunt medici pe ambulanță decât puțin și sunt unele ture care nu sunt acoperite. Acum, cu legea 136, s-a suplimentat. Avem inclusiv asistenți medicali cu studii superioare, câteva sute au fost angajate numai anul trecut. Nu avem medic pe fiecare ambulanță, cum nu trebuie să avem un medic pe fiecare ambulanță. Dacă căutăm orice țară din Uniunea Europeană, dacă găsiți una singură care are un medic pe fiecare ambulanță, veniți cu ea să-mi spuneți. Nu este nici Statele Unite, nici Israel. Sunt țări care n-au medici deloc pe ambulanță. Noi suntem dintre țările care au păstrat tradiția de a avea medic pe ambulanță, de a avea medic la consultații și de a avea medic pe mașinile de terapie. Da, i-a trasat ministrului Bode Reda Rafat indicația, nu dați bani pe saltele pentru că ele nu sunt folositoare, alte țări nu le mai folosesc, așa că nu avem nevoie de ele. Vom lua niște platforme pentru salvare la înălțime. Dar cine v-a oprit până acum să le luați, Dumnezeule? Dacă știați de ele, dacă știați că nu le avem și că pot fi luate prin fonduri europene, din 2015 avem acea situație, tot despre salta s-a vorbit și atunci. O femeie amărât a stat ore în șir pe un bloc. Asta este, nu au putut să o salveze, așa cum nici acea doamnă din Constanța nu a putut să fie salvată. Revenim după publicitate și continuăm discuția. Da, și vorbim acum despre o mișcare greu de înțeles din partea ministrului economiei Claudiu Năsui. A depus o plângere penală la DNA astăzi, legată de niște suspiciuni de corupție în legătură cu acordarea granturilor nerambursabile de 550 de milioane de euro. Aceste granturi fac parte din măsura a treia unei scheme de sprijin lansate de guvernul Ludovic Orban pentru a ajuta firmele care au avut nevoie de investiții pe durata pandemiei. A spus domnul Năsui că a fost făcută această mișcare cu acordul actualului premier Florin Câțu. Cătălin Antoche, dacă tu înțelegi această mișcare, deci ei sunt la putere, domnul Năsui este la putere alături de cei de la PNL. Da? Domnul Câțu este premierul României de la PNL. Domnul Orban este fostul premier al României, tot de la PNL. Adică e o plângere care vizează pe cine? Logic pare ciudat, dacă e să acționăm strict după logică, dar legea stabilește că este o obligație pentru cel care sesizează funcționarul, care sesizează o nelegalitate de natură penală, este o obligație să sesizeze organul de cercetare. Acum este mai grav dacă este plângere și nu sesizare. Păi dacă e o plângere penală. Poate fi și o sesizare penală. Este să fie exprimat greșit. O sesizare penală pentru că în cursul unui control am sesizat următoarele fapte. Dacă doar are suspiciunea că e de natură penală, legea îl obligă să sesizeze asta organelor de anchetă. Aș putea veni chiar pe invers să spun că e rău că nu se întâmplă mai des. Deoarece se practică de multe ori rezolvarea unor astfel de situații în interior administrativ, când multe dintre ele ar avea într-adevăr caracter penal. Bun, să o interpretăm așadar ca un exces de zel, adică domnul Năsui, dacă descoperă ceva, nu poate să nu meargă mai departe să facă o sesizare sau, nu știu, e altceva ce nouă ne scapă? Ioana Constantin. Da, ar trebui, sigur, acum, ministru, dacă într-adevăr are datele din interiorul ministerului, pe care noi acum nu le cunoaștem, da, are cumva responsabilitatea să
facă acest lucru. Pe de altă parte, mie mi se pare mai degrabă că este o întrecere între miniștrii aceștia din coaliție, din diversele partide, da? Astfel încât să scoată la iveală tot felul de lucruri. Sincer, mi se pare că pune o umbră foarte puternică pe întreaga activitate. N-au funcționat oricum acele granturi și n-au funcționat nici în alte programe ale altor guvernări de altă culoare politică, n-au funcționat nici acum. Dar dacă a descoperit ceva în interior, sigur are această responsabilitate, dar așteptarea ar fi fost să discute și în interiorul coaliției. Moda aceasta cu tot felul de plângeri penale, eu vă spun sincer că mi se pare destul de exagerată, exces de zel. Cred că are de punctat pe alte domenii și de demonstrat pe alte domenii un ministru tânăr și bine pregătit în economie. Așteptarea mea a fost cu totul alta de la Claudiu Năsuil și cunosc și chiar am crezut că va face ceva pentru mediul privat din România. Păi face, iată, o plângere penală. Bun, înțeleg că cei de la PSD nu s-au învățat minte după prima moțiune simplă care a picat. Vor să mai facă o moțiune simplă care să-l vizeze chiar pe acest domn, pe Claudiu Năsui. Există suspiciuni clare de măsluire în privința măsurii tăi pentru granturi de investiții acordate IMM-urilor. Ministrul Economiei, așa cum vă spuneam, a depus o plângere la DNA, dar această perioadă, această măsură trebuie să fie vizată și de această moțiune simplă pe care vrea să o depună PSD-ul. Ce vreți să demonstrați prin asta, doamna Cătăuță? Noi nu facem treaba de partid de opoziție și moțiunile simple și moțiunile de cenzură sunt unele din puținele mijloace pe care noi le avem la dispoziție în acest mod și vrem să atragem atenția asupra lucrurilor care nu funcționează în acest guvern. Faptul că am depus o moțiune simplă pe tema sănătății a fost un lucru bun, chiar dacă majoritatea a votat pentru susținerea domnului Voiculescu și aș vrea să fac o mică paranteză. Eu nu știu cât de mare e susținerea în acest guvern sau pur și simplu nu au vrut să ne dea dreptate, pentru că la citirea moțiunii eu nu l-am văzut nici pe primul ministru și n-am văzut niciun ministru PNL alături de domnul Vlad Voiculescu. Dar și se întâmplă, revenind acum la domnul Năsui, sunt foarte multe lucruri care sunt în neregulă. Aceste scheme de ajutor nu funcționează. Horeca este o industrie care e, nu știu, abia mai respiră. Și în loc să vină cu soluții, domnul Năsui vine cu plângeri. Foarte bine dacă au fost nereguli, să instituțiile abilitate să se uite, dar am vrea să vedem și niște soluții, mai ales într-un moment atât de complicat pentru economia românească. Da, practic v-a servit domnul Năsui tema acestei noi moțiuni. Că poate nu știați de această problemă, numai bine, domnul Năsui v-a dat o mână de ajutor. Nu știam de această problemă, dar nu știu cât ne-a dat nouă o mână de ajutor. E vorba despre granturi care ar trebui să ajute IMM-urile, întreprinderile mici și mijlocii, ar trebui să ajute producătorii români. Dacă sunt lucruri în neregulă, repet, instituțiile de abilitate trebuie să-și facă treaba, dar asta nu substituie munca unui ministru. Iar acest ministru n-a făcut nimic până acum să ajute economia. Bine, acest ministru e de o lună în funcție ca să ajute economia, probabil că abia de acum, așteptăm ca de-abia de acum să facă ceva. Acum, ca să vin în susținerea Ioanei Constantin, că nu ne-am contrazis de fapt, am cunoștință că și în alte ministere unde au ajuns miniștri sau secretari de stat din USR, li s-a cerut angajaților, în special pe acordarea pe aceste probleme de fonduri, de granturi, de tot, li s-a cerut tuturor angajaților să dea declarații cu privire la diverse momente de selecție. Deci se caută într-adevăr, se nod caută greșeli. Nod în papură, poate câteodată nu-i în papură. Poate există, da, poate chiar sunt probleme. Dar se caută într-adevăr cu lumânarea aceste probleme din trecut, chiar dacă trecutul este un trecut recent liberal. Păi, ei sunt cu liberalii la putere. Asta îmi pare... Da, nu știu. Ioana Constantin, poate nu înțelegeți asta. Diferite care se luptă pentru voturi în alegeri și în fața opiniei publice. Din păcate, eu înțelesem că această coaliție este pentru a munci în folosul românilor într-o perioadă de criză. Așa sperăm și noi să se întâmple. Da, revenim. E foarte important să găsim măsuri pentru mediul privat. E adevărat. Revenim la discuție în câteva momente.
Augustin Segrean, fostul președinte al Curții Constituționale, a explicat ce s-a întâmplat ieri în Parlament. S-au lăudat toate partidele, mai puțin cei de la UDMR, s-au lăudat în rest toate partidele cu faptul că au tăiat aceste pensii speciale. Nu e mare brânză, spune domnul Segrean, pentru că până la urmă ei și-au dat aceste pensii speciale. Ei puteau să și le și taie pensiile speciale, funcționează oricum doar pe viitor, explica și celebra Diana Șoșoacă. Și atunci stăm și ne întrebăm, Ioana Constantin, unde este realizarea în ce s-a întâmplat ieri în Parlament? Nu este, pur și simplu s-a făcut, dacă vreți, o dreptate, așa cum o solicitau cetățenii. Aceste indemnizații, care, repet, noi le spunem popular pensii speciale, sunt indemnizații pentru parlamentari, au fost făcute, votate de parlamentari, introduse de ei în statutul deputaților și senatorilor, au fost scoase ieri. E foarte bine că s-a întâmplat asta. Așteptăm să scoată și pensiile speciale pentru primari, vicepreședinții Consiliului Județean și așa mai departe, care sunt prin codul administrativ, și apoi să găsească o soluție rezonabilă prin care să scăpăm de restul pensiilor speciale, care apasă foarte puternic pe bugetul de stat, pentru că, să știți, cuantumul pentru pensiile acestea speciale pentru parlamentari e foarte mic raportat la suma mare care apasă pe buget de la pensiile speciale. Deci aceste privilegii pentru politicieni nu și-aveau locul. Am văzut și eu analiza domnului Zegrean, foarte bună, și sper că domnul Zegrean va ajunge avocatul poporului, așa cum se tot vehiculează, că avem nevoie acolo și de un om care să lucreze în interesul românilor. Asta doar în cazul în care poate fi schimbat doamna Weber, pentru că înțeleg că și aici sunt niște discuții ample. Da. Va trebui să găsească PNL sau cei care doresc să o schimbe, vor trebui să găsească un motiv. Bun, dincolo de ce s-a întâmplat ieri, doamna Cătăuță, ați tăiat aceste drepturi pe care le aveau parlamentari, într-adevăr, dar înțeleg că din următoarea legislatură, adică dumneavoastră le mai primiți, ca să lămurim lucrurile. Nu, eu nu vă le primiți. Ce s-a întâmplat? Este că cei care nu vor plăti retroactiv, cei care au beneficiat deja și au primit o serie, au beneficiat, să spunem, de aceste legi, nu vor da banii înapoi, dar eu la primul mandat nu voi primi indemnizație specială. În schimb, cred că domnul Zegrean are pensie specială, dacă nu mă înșel. E ușor să faci analize când e vorba de ceilalți și nu de tine. Eu mă bucur că s-a întâmplat asta, ca parlamentar la primul mandat, mă bucur că s-a întâmplat asta. Mă bucur că a fost o inițiativă PSD, ce a fost votată de în reg plenul Parlamentului, mai puțin de colegii de la UDMR, care au avut o poziție justificată din punctul lor de vedere, însă celelalte pensii speciale se pot obține mâine dacă guvernul vine coordonat cu urgență. Da, celelalte pensii nu au cum să fie tăiate, haideți să le spunem românilor asta. Nu mai sunt pensii. Celelalte pensii nu vor fi tăiate, acele pensii speciale foarte mari, cu siguranță nu se va întâmpla asta. Bun, le mulțumesc foarte mult, doamnelor, că au fost alături de noi în legătură directă prin Skype. Cătălina Tohe rămâne în emisie. Vorbim despre două cazuri foarte grave din învățământ, în condițiile în care și așa învățământul trece prin momente foarte grele, cu școala online și cu toate efectele pe care le are școala online asupra cadrelor didactice și elevilor. Vorbim despre asta de la fix.